Frate domn președinte, domnule și domnilor senatori, aceste ultimele 3 luni asistăm la un fenomen extrem de interesant. Am observat că guvernul emite ordonanțe de urgență pe foc automat, dacă pot să spun așa, nu prea luând în calcul existența Parlamentului. Noi, bineînțeles, de mereu în această perioadă am venit cu foarte multe amendamente prin care am încercat să îmbunătățim aceste ordonanțe de urgență, deoarece am observat că renunțarea repetată la consultarea cu Parlamentul, cu consultarea cu partidele politice, a condus în multe situații când au ieșit ordonanțe greșite sau nu neapărat reprezentând interesele IMM-urilor, interesele cetățenilor până la urmă. În același timp asistăm la un alt fenomen extrem de interesant. Acele ordonanțe de urgență care au ajuns în Parlament și în comisiile de specialitate am reușit să îmbunătățim pe acestea. Guvernul a venit cu alte ordonanțe și dacă aceste modificări n-au fost pe placul lor, care au fost, bineînțeles, prin proces legislativ aplicate, atunci, printr-o altă ordonanță de urgență, a prorogat sau, mă rog, pur și simplu nu a luat în calcul aceste modificări, cum s-a întâmplat și cu programul IMM Invest, deoarece proiectul de modificare a ordonanței de urgență privind IMM Invest, care a intrat în vigoare săptămâna trecută, care a conținut și acel amendament prin care am încercat să obligăm băncile, guvernul, Fondul Național de Garantare, ca în cel mult 14 zile calendaristice, ca să dea răspuns beneficiarilor în ceea ce privește dacă se încadrează în programul de finanțare sau nu, ca să nu-i lăsăm cu ochii în soare, cum s-ar spune. Bineînțeles, și acest proiect legislativ cu care a venit guvernul, acum aș putea spune, este unul binevenit, deoarece ei au observat că IMM Investul nu funcționează chiar în parametrii normali. Ei au observat că și cadrul beneficiarilor ar trebui extins și da, guvernul a venit ca să extindă sfera beneficiarilor, să poată să se încadreze și societăți cooperative și organizații non-guvernamentale, asociații și fundații. Un alt amendament sau inițiativă extrem de importantă conține acest proiect legislativ. S-a dorit renunțarea la cerința instituirii ipotecii legale asupra universalității de bunuri mobile și imobile aparținând debitorului, cu care și noi suntem extrem de acord, pentru că prin această inițiativă credem că sfera beneficiarilor într-adevăr s-ar putea extinde. Bineînțeles, noi UDMR-ul vom vota împotriva raportului de respingere și am dori ca IMM Invest, într-adevăr, să iei un avânt de normalitate și guvernul să renunțe la declarații cum că acest IMM Invest, de fapt, este cel mai bun și cel mai mare program de relansare economică. Cu asta nu putem să fim de acord, deoarece IMM Investul poate să facă parte dintr-un program de relansare economică, dar bineînțeles, noi, UDMR-ul, dar mă gândesc că și toți colegii din Senat, din Camera Deputaților, IMM-urilor, cetățenii așteaptă cu nerăbdare acest program de relansare economică care până acum lipsește cu desăvârșire. Vă mulțumim mult și încă o dată să mă repet, UDMR-ul o să voteze împotriva raportului de respingere. Vă mulțumesc!